Ori asta spuneam, Sfântul Siloan, când a venit la mănăstire, să nu credeți că a fost pus într-o cutie de catifea și se dădea cu tămâie și el emana sfințenie, nu? 30 de ani a fost economul insulei Ieriso, un metoc al Atonului, a mănăstirii Sfântul Pantelimon, unde acolo se cultiva grâu pentru mănăstiri, că la vremea respectivă Sfântul Pantelimon avea 3.000 de călugări, nu 30-10 supraviețuitori. Deci erau 8 monahali puternice. Și gândiți-vă că el căra zilnic cu muncitorii saci la moară, măcina făină, semăna, trăiera, aduna, lucra, bătea snopii, trăiera la ari, nu ca acum baci clasul și ei grâu, saci cu grâu, se lucra în mod manual, că era anii 1900 și ceva. Vreau să vă spun că vorbea cu Dumnezeu cum vorbim noi doi. Se ducea pur și simplu în icoană și vorbea cu Dumnezeu, se duce la duhovnicul lui și îi spune, uite ce mi-a spus astăzi Hristos. Și duhovnicul n-a fost prudent și a zis, cum tu, un începător, la puțină ta vârstă de mănăstire, gândești așa și vorbești cu Dumnezeu? Mie nu i s-a întâmplat asta niciodată. Și Siloan atunci s-a îndoit în sufletul lui. Bă, ce duhovnic am eu? Dacă el nu-i la măsura asta, el trebuia să fie mai sus ca mine. Și atunci a intrat în el un pic din doială și Sfântul Siloan spune așa, că adesi omul are părăsiri de har. Adică e o vreme când Duhul Sfânt stă lângă tine, poate câteodată sâmbți nevoie chiar să citești o rugăciune și nu te lași până nu o termini și mai zici una sau mai zici încă o bucățică sau zici, hai să mai zic și asta. Și alte ori te uiți la cartea de rugăciune ca la ceva ciumat, adică nici nu pui mâna pe ea, nici nu vrei să auzi. Am trăit moment când de lene m-am pus în pat și am zis, aoleu, am uitat să fac mucul la candie, nu-l mai fac acum. Și pe urmă am zis, scoală nesemțătului, că uite, Maica Domnului la tine și am prefăcut mucul și l-am aprins, că mi-era jenă cumva de ideea că mi-a fost lene să mă ridic de pe pat să-l fac și am zis, chiar fii atent asta, da, călugăr. Adică vorbeam eu cu mine. Ei, Sfântul Siloan avea această trăire, deci el arată că din amatorism se trece spre partea constructivă, spre partea de har. În prima parte a amatorismului, Duhul Sfânt ne susține, ne dă curaj, ne îmbie, ne animă și în partea a doua retrage harul de la noi, Dumnezeu, să vadă cât putem noi face cu forța proprie. Și aici, dacă nu suntem atenți și n-am avut o construcție solidă din început, sau a fost ceva artificial, apar eșecul. Creștin care trezăște el că ajunge la secte, creștin care poate ajunge necredincios, creștin care poate nu se mai roagă niciodată sau chiar contestă rugăciunea, creștin care poate părăsește ortodoxia, creștin care poate chiar părăsește rugăciunea, crucea, tainile, călugăr care îi se pare la un moment dat că locul lui nu era în mănăstire și se trezește iurea prin lume sau alte nenorociri, preot care nu-și găsește vocația și se rătăcește. Da. Deci astea sunt eșecurile când harul se retrage de la noi și ne lasă pe forța proprie să ne vedem propria neputință. Vă spuneam odată că Sfântul Atanasie, stând în mănăstirea lui, l-a văzut pe dracu cum sta într-un chiparos și chinuia călugării, le trimitea ispitile cu săgeți. Și a luat cârja și a zvârlit după el și era un vas gol și a spus, tileg, să intre acolo cu puterea crucii. Și a intrat dracu acolo și a făcut o cruce pe ulcior, a pus capacul și a spus, aici să stai. Și vin părinții călugări la Sfântul Atanasie, ăsta era din clasa a treia de rugăciuni mistice înalți. Și zice, părinte, nu știu ce se întâmplă, dar săptămâna asta atâta pace și bucurie ce am simțit în mănăstire, ca niciodată o dulceață a rugăciunii, zice, disumflă sufletul ca o pâine caldă. Ei, neputincioșilor, rugați-o pe Maica Domnului să nu slobodă diavolul să vă ispitească. Și apare Maica Domnului lângă Sfântul Atanasie și îi spune, Atanasie, dă-i drumul să iasă din ulcior, că nu vă mântuiți niciunul. Ei sunt doctorii voștri care scot patimile la iveală. Lăsați-i să vă chinuiască, că nu e o problemă pentru cel chinuit. Nu e o problemă pentru cel ce cade, nu e o problemă pentru cel ce se ridică. E o problemă pentru cel care nu se mai ridică să ia aminte să se ridice. Și a despecetluit Sfântul
Atanasie, Ulcioru, și a ieșit dracul, s-a suit în copac, a început să râdă și iar trimitea săgeți și chinuia călugării. Deci, astea sunt straturile superioare. Aici, la ce vorbim noi, la rugăciunea începătorilor, de exemplu, vedem că sunt creștini care știu o sumedenie de rugăciuni pe de rost. Și pot apărea rugăciuni de cantitate. Cantitatea întărește fondul, că forma întărește fond, asta, cofrajul, cum s-ar spune, dă forma. Deci dacă am temelie sănătoasă, atunci și rugăciunea va fi sănătoasă. Și vedem oameni care știu acatiste pe de rost, care știu psalm pe de rost, care știu cântări pe de rost, știu liturghie pe de rost, știu anumite rugăciuni de seară, de dimineață, de orice fel. Și spun așa, părinte, nu mă pun în genunchi să-l fac, dar cât merg cu autobuzul, mă rog, e primit. Nici nu se pune problema. Merge pe drum, e primit, mă conduce la volan, e primit. Dar nu este tot una, asta trebuie să ținem minte și aici vreau să accentuez azi în temă, nu este tot una cu ceea ce dedici tu lui Dumnezeu. Adică, ce-ar face preotul dacă s-ar sui în mașină și ar începe liturghia de acasă până la biserică și când vine la biserică nu mai ține predica și da anafora? Nu există așa ceva. Deci așa cum preotul intră în biserică și spune, intra voi în casa ta, închina voi în sfânt altarul tău, în mijlocul bisericii voi lui da, trimite Doamne Duhul tău ce sfânt și sfințește slujba aceasta și mă vrednicește pe mine robul tău, fi vrednic de așa, păi te închini frumos la icoane și intri în sfântul altar, faci metanie la sfânta masă, iei pe tine reverenda, iei pe tine stiharul, veșmintele cu rugăciunile aferente, te duci și ei sfintele prescuri, pregătești pentru liturghie, tămâiezi biserica, dai drumul la utrene, dai drumul la acatist, dai drumul la ceasuri, la tot ce este, la doxologie și pregătești liturghia pregătitoare și o faci în toate veșmintele și în toată rânduiala, dând o binecuvântare de slujbă, așa este și în viața personală. Mult mai mult folos ar avea un creștin și mult mai mult ar crește duhovnicești dacă ar face acest lucru. Când a venit vremea să te rogi, nu știu, fiecare are un altaraș, că e în colț în bucătărie, că e în colț în sufragerie, că e într-o cameră de dormit, să iei rapid, ca domn sau ca doamnă, să ai pe tine o pijama decentă sau un capot, nu te rogi în sutien și în bikini, că nu stai în fața lui Dumnezeu la plajă, adică arăți buna decență, sfinții vedem pictați în icoane în deplin îmbrăcăminte, adică sensul că trupul nu contează, sufletul e de fapt cel care îl căutăm. Ți-ai pus o eșarfă discretă pe cap, cineva m-a întrebat, știi dacă mă rog cu capul gol e păcat? Păi tocmai mama ta spui, cum să te rogi cu capul gol? Trebuie să te rogi cu capul plin, adică puneți discret o eșarfă, așa cum și preotul își pune fesul cu lionul, ca melafca. De ce? Să arăți că ești la ora de mistică, că l-ai văzut pe Dumnezeu în casa ta și din momentul când ai aprins lumânărica sau candeluța și din momentul de când ai aprins bobița de tămâie pe masă și în casa ta miroasă har, tu ai pus frumos preșulețul sau perinuța sub picioare, știi, pui în genunchi cu fața spre icoană, pui mâinile frumos în poziția de rugăciune sau așa și începi să spui simplu, un Tatăl nostru, un împărat ceresc, un crez, un psalmul 50 și după evlavia sporirii. Poate vrei să spui rugăciunea de seară care ți-a 10 minute sau mâine dimineață vrei să spui rugăciunea de dimineață care ți-a 10 minute sau vrei să spui un acatist. Poți să-l citești cu glas tare, dar dacă ești singur, nu folosește. Deci îl șoptești așa discret sau dacă e nevoie doar urmărești stihurile cu foarte mare luare aminte, doar cu privirea, faci frumos trei mătănii și o cruce frumos când ai început rugăciunea, spui pentru rugăciunile tuturor sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi, ceasul cântării, vremea rugăciunii, ai terminat și spui în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, pentru rugăciunile tuturor sfinților, Tăi, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miliește pe noi. Și când ai făcut treaba asta, tu ai încheiat ora de rugăciune divină în casa ta. În clipa aceea, în ziua aceea, casa ta e biserică. Asta înseamnă rugăciunea. E adevărat că ai tras un duș din fugă, ai băut jumătate de cafea din fugă, te-ai machiat din fugă, te-ai îmbrăcat din fugă, ai apucat poșeta din fugă, ai luat cheile la mașină din fugă și mergând pe scări la vale și din lift, încep cu Tatăl nostru. E bună și aia. Dar nu e un timp dedicat lui Dumnezeu. Da, da, da. E doar ca să bifezi. Ăsta e cuvântul, da. Doar ca să tragi cu pixul care te-ai rugat.
Și în momentul în care tu te-ai suit în mașină și ai dat la cheie și ai plecat spre servici spunând rugăciuni, intri la categoria cealaltă. Pururea lauda lui în gura mea. Dar ca să fie pururea, trebuie să ai un început. Ce spune Sfânta Scriptură? Într-un început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Mă întreb acum eu simplu. Dar ce-o fi făcut mai înainte de început? Stătea tolănit pe un nor? Să relaxa? Nu. Era în lucrare. Și atunci era în lucrare. Dar noi nu știm veșnicia lucrării dumnezești. Dar când spune că la început a făcut cerul și pământul, înseamnă că Dumnezeu și-a adunat aseitatea și puterea divină, capacitatea rațională și inteligibilă dumnezească, izvorul, toată milostivirea și gândirea și perfecțiunea, logosul divin, și-a pus în lucrare ca un meșter pe hârtie fiecare lucru. Întâi se pun temeliile pământului, acum se pun materia primă, acum se pun Duhul Sfânt, se pun apele și cum le ia în ordine, lumina, păstrăli, uscatul, udul, animalii, tot, până ce a făcut piramida referatului biblic, în care a pus omul, stăpân al creației, sau rege al creației. Toate astea le-a gândit, n-a zis așa, ei, ce bine ar fi să fiu un pământ perfect, hai, fă-te. Nu. A văzut că sunt bune și bune foarte, ceea ce înseamnă că Dumnezeu a studiat fiecare etapă a ceea ce a creat. Așa și noi trebuie să studiem fiecare etapă a vieții noastre. Cu ce am fost azi mai bun ca ieri și cu ce sunt mai bun azi decât ieri și cu ce pot fi mai bun azi pentru mâine.